Maher Türkiye este în elementul său. Sute de oameni au dat curs invitației sale la protestele față de violența de pe străzile orașului suedez Malmö. Între protestatari, mulți părinți îngrijorați, dar și persoane pe care poliția suedeză le bănuiește că aparține lumii interlope. Malmö este în stare de șoc. De la începutul lunii noiembrie până acum au fost împușcați doi adolescenți, ambii în vârstă de 15 ani. Unul a murit, celălalt a suferit răni grave. De origine libaneză, Maher însuși a fost infractor și a stat ani de zile după gratii. Plin de furie, el se adresează părinților. Maher vrea să distrugă acest cerc vicios. No to Crimes se numește organizația sa, ai cărei voluntari se duc în școli, țin discursuri și discută cu părinții. Aceștia l-au consiliat inclusiv pe băiatul de 15 ani împușcat în noiembrie. Voia să fie ajutat, să iasă din mediul acela. Am convins cu succes o grămadă de tineri să ia legătura cu serviciile sociale sau cu poliția, dar acolo lucrurile se mișcă încet. Pe mulți i-am convins să-și schimbe modul de viață, deci se poate. Cu toate acestea, în metropola din sudul Suediei, aproape săptămânal explodează câte o bombă artizanală, ca în acest bloc din centru. Locuitorii urbei sunt stupefiați. Deși numărul infracțiunilor a început să scadă, șeful poliției locale spune că faptele comise sunt tot mai brutale. De aceea sunt plănuite întâlniri cu reprezentanții principalei categorii de risc, adolescenți și tineri. La aceste întâlniri, poliția și procuratura îi informează ce pedepse îi așteaptă. Și poate vom avea ca invitată și o mamă care și-a pierdut fiul și care le va spune povestea ei. Prezent va fi și un reprezentant al serviciilor sociale, care le va explica ce alternative au pentru a părăsi lumea interlopă. Prietenii victimelor aprind lumânări și aduc flori la locul crimei. Și ei provin din familii de imigranți, unii chiar au fost în conflict cu legea. O fată este dispusă să vorbească. Spune că și autoritățile poartă o parte din vină. Oamenii din cartier nu se mai simt protejați. Poliția nu prea se arată pe aici. Dacă este posibil ca un adolescent să fie împușcat în mijlocul orașului și o femeie cu bebelușul în brațe să fie nimerită de un glonț în cap, înseamnă că situația se agravează și va fi și mai rău dacă nu se vor lua măsuri. Maher Türkiye vrea să schimbe ceva. Zilnic poartă discuții cu tinerii și părinții, atât vârsta făptașilor cât și cea a victimelor este din ce în ce mai fragedă. Data viitoare m-ar putea lovi pe mine sau pe tine dacă ne aflăm la timpul și locul nepotrivit. Acești tineri nu mai au respect față de nimeni și nimic. Dacă nu le pasă de propriul lor destin, de ce le-ar păsa de soarta celorlalți? Poliția este în alertă. Se teme că după ultima crimă, conflictul de pe străzile orașului ar putea escalada. Mulți oameni politici susțin că politica de integrare ar fi eșuat și solicită măsuri mai eficiente, mai ales în politica educațională. Am fost naivi prea multă vreme și n-am înțeles că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să le asigurăm copiilor o educație adecvată, astfel încât mai târziu să ajungă pe piața muncii, nu pe căi greșite. La protestul lui Maher Türkiye a participat și fratele băiatului rănit grav prin împușcare. Cel puțin în fața camerei de luat vederi nu zice nimic de răzbunare, dar Maher este sătul de promisiuni goale și le cere tinerilor din găștile de cartier să predea toate armele. Nu pot să le spui nu mai trageți, dar puteți păstra armele. Va trebui să găsim repede o cale de a-i convinge să predea armele fără să le fie teamă de urmărirea penală. Mulți suedezi se tem însă că străzile orașului Malmö nu vor deveni mai sigure, așa că voluntarii lui Maher Türkiye mai au dedus multă muncă de lămurire cu găștile de cartier.